Vă rog să-l aplaudăm pe domnul Andrei Păunescu, interpret de muzică folk, vinovat de iubire, de muzică și versuri, la fel ca și tatăl său, marele Adrian Păunescu. Este persoana care ține încă aprinsă flacăra. Cântă în trupa totuși și mulțumim din inimă că e alături de noi, din nou aplauze. Domnul Adrian Țolovici, aplaudați bine că aveți nevoie de domnia asta, să vedem o să bune pe înjuriu. Managerul la generale și foarte apropiat prieten al Astrei Podia, preotul Costin Buznar. Domnia sa conduce editura Suflet Transilvan și este organizator al taberei de sculptură Tradiții Vechi în Spirit Nou. Aplauze că și cu sensul trebuie să ne punem bine, să ne încapă. Și aplauze pentru un mare, mare scriitor, domnul Adrian Mărgărit. Director al Festivalului de Folk Glasuri Chitarelor, organizator al taberelor Trai și Viață în Munți. Ce să vă spun aici, numai oameni care pleacă în tabără, glasuri chitarelor, dor de folk, Suflet Transilvan, Viață în Munți. Sună bine, nu-i așa? O să începem pe secțiunea a doua a festivalului. Prima interpretă este Ioana Negloiu. Aplauze! Și să vă spun drept, m-am emoționat și am uitat un foarte bun colaborator al nostru din juriu, Florin Tomici. Aplauze! A venit domnia sa tocmai de la Sibiu și o să ne foarte frumos în seara asta, după pauză, când o să fie recitalurile și, sincer, o să fiu abia aștept recitalul domniei sale.